Așa după cum Mușcel TV a anunțat încă de zilele trecute, după Torje și Bălgrădean, încă un fost jucător de la Dinamo era așteptat să semneze cu Mușcelul Câmpulung. Iar în această după-amiază, clubul patronat de doctorul Claudiu Ciolan a făcut anunțul oficial. Începând de astăzi, 7 noiembrie 2024, Andrei Radu, 28 de ani, este jucătorul echipei FC Mușcelul Câmpulung. Fundașul stânga a semnat cu clubul nostru o înțelegere valabilă până la sfârșitul acestui sezon competițional, se arată în comunicatul remis de club. Andrei Radu vine din postura de jucător liber, după ce și-a terminat contractul cu PAS Giannina, formație care activează în prima ligă din Grecia. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la Dinamo București, Academica Clinceni, ACS Berceni, CFR Cluj, Concordia Chiajna și Politehnica Iași.